Bine v-am regăsit, prieteni, fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut aici pe plaiuri mioritice și nu numai. Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Echipa Natur Group și-a prezentat la Izbiceni, în județul Olt, produsele de inputuri din catalogul pentru horticultură și legumicultură. De remarcat pentru fermierii din domeniu sunt biostimulatorii DIMSA, dedicați culturilor legumicole. Agricultorii prezenți la eveniment au primit recomandările și sfaturile reprezentanților companiei privind aplicarea tratamentelor în diverse combinații de produse, în funcție de stadiul culturii și de etapele de dezvoltare. Dozele combinate care conțin biostimulatori DIMSA sunt deja utilizate de mulți agricultori din România și își arată eficacitatea la fiecare recoltă. Colegul meu, Marius Mila, a fost prezent la evenimentul organizat de Natur Group și va aduce detalii imediat aici, în Agromagazin. Vorbim de un produs promoștar, care este un azot cu eliberare controlată, se stochează în frunză la plante și folosește acest azot în funcție de nevoie pe care le are și de condiție și de climă, de temperatură, de umiditate, între 2 și 8 săptămâni absorbă acest azot. Vorbim despre bacterie fixatoare de azot, vorbim despre bacterie care protejează rădăcinile și plantă împotriva atacurile de fungi, vorbim de o biotehnologie care începe să se folosească la nivel de toată Europa și în toată lumea, care introducem în culturile din România. Folosind această gamă de biostimulatorii produse de DIMSA, reușim să majorăm, să întărim imunitatea plantelor și atunci avem nevoie de mai puține produse de protecție a plantei, produse fitosanitare, pentru că are o rezistență la bolile și la dăunător. Naturamin a fost primul produs care am comercializat în România din toată gama DIMSA, cu Naturamin și cu Raithamix am început. Naturamin este un complex de aminoacizi cu un procent de 80% aminoacizi liber și predomină prolina și serina, că sunt cele doi aminoacizi care ne ajută în condiții de stres. Foarte important e cum am identificat eu produsele de DIMSA. Eram în căutare de anumite soluții care prezentau certificări bio și care erau prietenoase nu doar cu consumatorul, dar și cu plantele, pentru că știm cu toții că atunci când aplici un produs de protecție a plantei sau un biostimulator sau un produs de nutriție, destinat nutriției, el trebuie să fie cât mai ușor acceptat de către plantă și altfel vezi un rezultat pe măsură. Și așa am reușit să găsesc aceste produse, inițial pe internet, ulterior și fizic, în anumite fitofarmacii și cred eu că au fost cele care s-au pretat cel mai bine pentru cerințele mele. Deci nevoia de a folosi un produs care este prietenos cu planta și de a avea o eficiență cât mai ridicată m-a făcut să folosesc DIMSA. Văd că deja ai două produse în mână, le-ai folosit. Da, sunt două dintre produsele, dintre cele 24 de produse pe care le-am folosit, Raizamix, produsul Raizamix și produsul Pleniflor. Bineînțeles că eu folosesc mult mai multe, doar că le-am găsit astăzi pe astea două pentru că ne aflăm și într-o perioadă în care este nevoie de aplicarea lor. Sunt produse care stimulează dezvoltarea radiculară și totodată o inducere și o înflorire cât mai abundentă a plantuțelor de orice fel în general. Și recomand și tuturor, constant eu vin cu promovări pe canalele online unde intervin cu rezultatele în urma testărilor pe care le-am folosit în produsele DIMSA. Ajutăm fermierii din zonă cu consultanță pe partea aceasta în funcție și de analizele de sol și de recomandările fermierilor sau de problemele cu care ei se confruntă la fața locului. Noi putem ajuta fermierul cu ce problemă are el, o deficiență, o carență sau o problemă de sol prin ameliorarea acestuia. Noi învățăm și le explicăm fermierilor din
toată zona Olteniei dozele recomandate, momentele optime de aplicare și compatibilitățile dintre produse. Încercăm să implementăm produsele de la noi pe bază de nutriție cu produsele de protecție a plantelor și astfel fermierii vor avea o reușită pe partea aceasta. În județul Buzău, la Cioranca, a luat ființă cel mai modern centru de cercetare și inovare în nutriție agricolă din Europa Centrală și de Est, o investiție a companiei AgroEst Muntenia. Centrul este coloana vertebrală a fabricii de formulare, fertilizanți și biostimulatori AgroEst Muntenia și este condus de o echipă de experți dedicați. Acest centru face parte dintr-un program de inovație al companiei AgroEst Muntenia, care include și platforma digitală Clever Farm, tehnologii și produse noi, program distins în Statele Unite ale Americii cu premiul de inovație pentru export. Pentru că începând cu anul acesta 2024, AgroEst Muntenia va exporta aceste tehnologii în mai multe țări europene. Bun găsit! Numele meu este Ioana Petanaru și ne aflăm la Centrul de Cercetare AgroEst Muntenia, care deservește fabrica de formulare, fertilizant și biostimulatori AgroEst Muntenia din localitatea Cioranca, județul Buzău. Activitatea Centrului de Cercetare AgroEst Muntenia își propune să acopere trei mari sectoare de activitate, și anume asigurarea controlului calității produselor finite AgroEst Muntenia, activitatea de cercetare prin care ne propunem să stabilim noi rețete pentru produsele AgroEst Muntenia, dar și pentru potențial colaborator extern, și servicii prin care ne propunem să venim în ajutorul fermierilor de analize complete pentru produse pentru protecția plantelor, precum fertilizanți, biostimulatori și chiar și pesticide, analize complete de sol, analize de plante și analize pentru apa pe care fermierii o folosesc în fertigare și în tratamentele foliare. Pentru noi la AgroEst Muntenia, controlul calității și eticheta unui produs, ambele sunt foarte importante pentru că dumneavoastră, ca fermier, primiți aici recomandările de aplicare, depozitare, compatibilitate și mai departe. Și atunci, în acest centru, ne dorim ca fiecare cuvânt, fiecare recomandare pe care o vedeți pe eticheta unui produs să fie mai întâi testată în laborator, în așa fel încât dumneavoastră să primiți produse verificate. Repară acum, plătești la vară. Titan Mașinării România vine cu cea mai bună ofertă de service. Pentru a vă asigura de buna funcționare și de maximizarea performanțelor de lucru ale utilajelor dumneavoastră, apelați la tehnicienii Titan Mașinării și beneficiați de super ofertele din campania de iarnă. Aveți constatare gratuită și 20% reducere pentru manopera de service. Mai mult decât atât, Titan Mașinării România oferă posibilitatea ca plata rămasă în urma executării acestor servicii să poată fi efectuată până la data de 1 iunie 2024. Pentru mai multe detalii despre această ofertă unică pe piața utilajelor din România, accesați site-ul companiei titanmachinery.ro și veți putea intra în legătură cu cel mai apropiat punct de lucru din țară. Campania de iarnă la service a Titan Mașinării România este valabilă până pe 29 februarie 2024. Dacă sunteți interesați să vă lansați într-o activitate agricolă în sere și solarii sau lucrați deja culturi în spații protejate, magazinul Regal Fermierul este cu siguranță cea mai bună alegere pentru voi. Pentru că oferă o gamă largă de produse destinate nevoilor fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Regal Fermierul vine cu cele mai noi produse pentru sere și solarii, produse de calitate și, mai important, accesibile ca preț. Nematocidul biosolare, regulatorul de pH Tensotec și fungicidul Coperlen sunt doar câteva exemple de astfel de produse vedetă create de producătorul spaniol Fertilis și distribuite în exclusivitate în România de Regal Fermierul. Dar găsiți aici și echipamente și componente pentru a vă construi propria seră de legume. Tot aici puteți găsi și produsele ideale pentru îngrijirea plantelor, pentru dezvoltarea și întreținerea recoltelor și vă este pusă la dispoziție o gamă foarte mare și diversificată de produse pentru protecția plantelor. Există soluție la orice problemă, în orice colț al țării. Este motto-ul celor de la magazinul Regal Fermierul.
Firme românești, așa cum spuneam, firme care produc în România și firme care aduc produse pentru cei care lucrează în zona de legumicultură. Regal Fermieru, suntem la una dintre ele. Pare bine, domn Bogdan. Andrei, ne știm de ceva vreme, este o firmă tânără, o firmă și cu angajați tineri, așa cum sunteți. Sigur și voi. Că da. Vă adresați către zona de horticultură și aveți clienți mulți din toate bazinele legumicole din România. În acest moment, noi am dezvoltat zona de B2B și, într-adevăr, ceea ce a spus și mai devreme, ne adresăm către toți agricultorii din România. Avem experți pe teren care merg, discută cu clienții și încet, încet începem să le rezolvăm problemele cu dăunătorii, cu virozele speciale. Sunt multe probleme pentru Sunt foarte multe probleme, sigur că da. Aici, la Indagra, am văzut niște produse interesante. Oamenii caută tehnologii noi, caută lucruri noi și caută să-și rezolve problemele pe care le au la ei acolo în fermă. Tensotec, Copperland și biosolare. Spune câteva lucruri despre ele, că tu ești specialist. Primul produs despre care vreau să vă vorbesc este acest Tensotec, un regulator de pH. Acest produs reglează pH-ul până la 5%, iar dacă... Să fie neutru. Exact, pentru a bloca fierul din apă și celelalte substanțe, fungicide, insecticide, să-și facă efectul 100%. Maxim. Exact, maxim. Pentru asta avem acest regulator de pH, care este și un adjuvant, în primul rând. Dar ceea ce este cel mai important la acest Tensotec este faptul că el nu coboară sub 5%, chiar dacă adăugăm o doză în plus, chiar dacă greșim dozajul pentru apă. Deci, la 5%, da, într-adevăr, nu coboară sub 5%. Acesta este cel mai important aspect pentru Tensotec. Îl iau și pentru fermele mici, pentru fermele mari, pentru orice suprafață? Sigur că da, noi îl avem ambalat la 100 de ml, la 200 de ml, la 500, la 1 litru, la 5, la 10, până la bazine de o tonă. Bun. Pentru agricultura mare. Copperlenu, am auzit de el, să știi. Chiar am auzit de el și acum aș vrea și de la tine să-mi spui, Copperlenu, când se aplică, de ce este bun și ce face el. Ce pot să vă spun despre Copperlenu? Copperlenu este un fungicid sistemic, atacă virozele de TSVV și CMV. O problemă foarte gravă în România. Ziua de astăzi și mai ales. Da, sigur că da. Și sunt foarte multe produse. Ceea ce face acest produs este faptul că pe lângă virozele pe care le atacă, are un preț foarte accesibil pentru toți fermierii. El poate să fie folosit de fermierii mici, de fermierii mari. Dăm posibilitatea oricărui fermier să se bucure de performanțele Copperlenu. Biosolare. Are unul așa mai solare, mai exotic. E... Într-adevăr, de ce? Da. Unde este produs? În Spania, de fabrica Fertilis. Sunt renumiți. Da, sunt renumiți. Ei vând foarte mult... Fertilisul, a auzit toată lumea de ei. Sigur că da. Biosolare este un nematocid care atacă nematozii. Nematocid, substanța atacă nematozii. El se folosește în principal, acum este momentul lui de a fi folosit, după scoaterea culturii. Este un dezinfectant de sol. El se aplică cu 3 luni de zile, înainte de următoarea transplantare a plantelor, care o se întâmplă în februarie-martie. Undeva prin decembrie este ok să fie aplicat prin fertirigare. El practic nu atacă direct nematozul, îl elimină prin mirosul pe care substanța îl elimină. Dar în același timp, să nu uităm și ultimul aspect, biosolare îmbunătățește și proprietățile din sol. Toate produsele pe care noi le vindem din gama Fertilis au fost testate înainte să le expunem clientului. Noi avem o gamă foarte largă de produse, avem sisteme de irigare, avem folii de solar, avem îngrășăminte, cele bio de care am povestit un pic mai devreme. Avem peste 3-4 mii de produse în momentul de față în stoc. Să țineți fermierii aproape, ei să fie mulțumiți de voi și voi să fiți mulțumiți de ei. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag, Andy. Zi bună! Iarna vine împreună cu nenumărate oportunități. Pentru a vă maximiza performanța de lucru a utilajelor, în această perioadă vă puteți procura piesele de schimb de origine la cele mai avantajoase prețuri. Titan Machinery România vine cu o ofertă unică pe piață în campania de iarnă la piese de origine. Aveți 30% reducere la filtre și fluide Axela și 25% reducere pentru piesele de schimb CNH, iar plata a fost stabilită a se efectua până la data de 1 iunie 2024. Mai mult decât atât, în campania de iarnă valabilă până pe 29 februarie 2024, piesele de origine Vaderstad beneficiază de un discount de 15%. Prinde cele mai bune oferte la piesele de origine cu plata până la vară. Pentru mai multe informații, accesați magazinul online de piese al Titan Machinery România la store.titanmachinery.ro. Where some see just a piece of steel,
Acolo unde unii văd doar o bucată de oțel, fermierii profesioniști văd posibilitatea unei remarcabile apariții. Ei știu prea bine că piesele care se uzează sunt cele care fac treaba cea mai grea. Acestea sunt componentele care trebuie să fie extrem de rezistente și care trebuie să se potrivească perfect. Ele trebuie să aducă beneficii excelente în orice condiții de lucru. Pentru fermierii profesioniști, nu este doar o muncă care trebuie dusă până la capăt. Provocarea lor este de a obține maximum de recoltă cu cel mai mic cost per hectar. De aceea, inovăm mereu produse mai bune. De aceea nu facem niciodată compromisuri la calitate. De aceea proiectăm, testăm și producem piese de origine în propriile fabrici. Scopul nostru este întotdeauna de a oferi piese de cea mai înaltă calitate acelor fermieri care vor mai mult decât o bucată de oțel. Piese de origine Vaderstadt, concepute pentru profesioniști. Acum, prieteni, a venit momentul acela în care trebuie să vă invit să vă pregătiți din nou cu mare atenție pentru materialul care urmează. Șef Liviu Preda face iarăși bunătăți din bălțată românească. Iar voi puteți afla numai aici, la Agromagazin, câteva secrete de la un specialist despre cum să preparați și voi acasă, la modul cel mai simplu și corect, dar mai ales absolut delicios, carnea de vită. Așadar, poftiți și învățați! Astăzi am hotărât să vă așteptăm cu niște pateuri făcute din carne. Aveți niște saleuri, niște tartine în fața dumneavoastră, care sunt făcute unele din carne de vită și anume din osobuco, pentru că sunt părți anatomice mai tari și îmi place să le fierb îndelungat cu arome puternice de anason, de fenicul, sare, piper, la fel, foi de dafin. Și până când carnea aceea se zdrobește efectiv, după care cu un pic de smântână, un pic de unt puse pe un procesator, se face un pateu. Am făcut la fel și dintr-un ficat de vițel. Am zis să nu vă aștept așa cu mâna goală. Între timp, noi de ieri ne pregătim și avem gulașul la cuptor. De obicei când fac gulaș, folosesc părți anatomice ale animalului care sunt mai tari. Pulpa, eu știu, putem să folosim osobuco. Normal se folosesc mușchii masetari. Da? Adică fălcuțele sunt foarte bune pentru astfel de preparate. Nu merită să strici o carne premium cum este antricotul sau mușchiul sau vrăbioara, să strici să faci din ele un gulaș. Faci din părți anatomice care sunt mai puțin premium și atunci cumva ai folosit tot animalul. Am să scot gulașul din cuptor. Pregătește numai bolurile, te rog, Gabi. A, lasă aici, așa alea, nu? Grijă acum la boluri că... O să simțiți în textura cărnii că sunt diferite părți anatomice. Am spus că am pus pulpă, osobuco și CVL. O să simțiți în bucățile de carne pentru că sunt texturi diferite. O să simțiți că sunt și după fierbere continuă să aibă texturi diferite între ele. Ceea ce este foarte minunat. Sfatul meu când faceți un gulaș este ca întotdeauna să folosiți părți anatomice mai multe. Și începeți cu ceva parte anatomică care are și conținut de oase, cum este osobuco, care pe lângă oasele acelea minunate care dau gust și savoare mâncărilor noastre, mai este și partea de măduvă, care ea la fel potențiază gustul foarte bine. Am făcut o salată de sfeclă roșie coaptă cu hrean și cu boabe de muștar. Din punctul meu de vedere, acompaniază foarte, foarte bine gulașul. Vă dorim poftă mare! Bun, mai avem două părți anatomice pe care vrem să le procesăm. Asta este vrăbioara, da? Vrăbioara care are o parte de grăsime. Ne vom folosi de partea aceasta de grăsime. Este a treia și ultima rețetă, că este dublă rețeta aceasta. Facem două părți anatomice, anume vrăbioara. Vrăbioara trebuie să vă spun că este foarte bună pentru roast beef. Vrăbioara este foarte bună pentru evenimente și vă zic de ce. Noi, de exemplu, dacă avem eveniment sâmbătă, o procesăm vinerea, o
gătim de tot, dar o lăsăm peste noapte să se răcească și cu condimente pe ea și aș trage până a doua zi. Și a doua zi o tăiem rece la feliator și poți să o folosești la un aperitiv, la o salată, poți să o folosești, este foarte, foarte versatilă. De la salată până la paste cu vrăbioară, până la, mai știu eu, niște cartofi pai, niște cartofi gratinați cu vrăbioară, se pot folosi de la gustare până la un fel de bază. În țările asiatice vrăbioara se folosește inclusiv la ramen, la supa aceea clară pe care o fac ei, ori cu tofu, ori cu vrăbioară. Este o supă, cum ar fi la noi supa de pui, și la ea se pune vrăbioară. Adică sunt, versatilitatea este foarte, foarte mare la această parte anatomică a animalului și, bineînțeles, gustul și intensitatea savorii este extraordinar de bun. Procentul, raportul dintre calitate și preț, la fel, este foarte bun. Pe lângă această vrăbioară, am condimentat și parte de mușchi. De fapt, probabil cea mai scumpă parte anatomică de la animal și care se găsește în cantitățile cele mai puține. Noi, ca și bucătari, trebuie să știm să folosim nu numai părțile anatomice premium, să zic așa, că de la un animal de 7-800 de kilograme, din câte am înțeles de la specialiști, vreo 200 de kilograme este premium, restul, vreo 200 de kilograme sunt oase, piele și așa mai departe, și restul sunt părți cum e pulpa, care nu sunt neapărat top ca și raport de gust. În schimb, sunt mai ieftine și mai accesibile, dar vom face și mușchiul, vom face și vrăbioara. Am hotărât să facem niște cartofi gratinați la cuptor cu emmentaler. O să intrăm în procedura aceasta de a le și găti. Dacă vrăbioara necesită un pic mai multă atenție pe partea de grătar sau în partea de tigaie, mușchiul este foarte permisiv. Imediat se face, putem să-l tăiem și mai subțire, să-l facem din două tranșe, rapid. O să vedeți diferența de textură, de aia am ales pentru acest preparat final să le punem împreună, ca să vedeți diferența de textură dintre vrăbioară și partea anatomică cea mai scumpă de la mușchi. Acum, din experiența mea, un mușchi de bună calitate de vițel, cum este bălțata românească, este între 1,5 kg, 1,8 kg, dacă trece deja de 2 kg, se consideră premium. Adică dacă e între 1,5 kg, 1,8 kg, 1,9 kg, este extraordinar ca și calitate, dar când deja trece de 2 kg, este top ceea ce poți să găsești de la un mânzat, de la un vițel. O să pornesc cu bucățile de carne, exact cum am spus, le-am făcut o crestare foarte ușoară și o să pun bucățile de carne pe brasiera încinsă cu grăsimea în jos, ca și cum ar fi fost o bucată dacă era întreagă. Deci interesul nostru este să avem așa o culoare la grăsime, chiar dacă se poate și mai mult, mai arsă. Am eliberat cât s-a putut de mult din grăsime, putem să întoarcem cărnurile noastre. Uite, cam așa arată perfecțiunea. O să fie aici o aromă foarte interesantă pentru cei care încă n-ați făcut cunoștință cu această aromă. Se poate folosi inclusiv nucșoară sau o radeți proaspătă. Ceea ce am aici sunt boabe de tonka. Când vine vorba să faceți unt aromatizat, puteți să-l faceți cu ce vă place dumneavoastră, de la rozmarin, cimbru, unii știu că bagă în unt, de exemplu, foarte mult piper, foarte multă salvie, usturoi. Astea sunt niște chestii pur preferențiale, fiecare dintre noi avem libertatea de a ne personaliza, să zic așa, bucata de carne. Vrăbioara am introdus-o în cuptor, am pus, exact cum spuneam, 120 de grade, am introdus sonda în mijlocul cărnii, am pus pe 54 de grade, ca momentul când ajunge la 54 de grade, cuptorul se oprește automat. Pentru noi riscul de a strica o bucată de carne este astfel minimalizat și putem să băgăm 20, 30, 40, 50 de bucăți de carne deodată, la aceeași temperatură și vor fi gata în același timp. Mușchiul se face foarte ușor în untul nostru aromatizat, sosul este cald, garnitura este și ea în cuptor. Ne bucurăm de prezența fermierilor, ne bucurăm de produsul acesta cu care putem să ne mândrim de azi înainte. Iată un produs 100% românesc, de calitate superioară și foarte ușor de gătit. Încercați și voi acasă, dați-ne un feedback despre ce rețete ați mai inventat, ce rețete ați mai creat și noi o să vă dăm răspunsul la ce mai facem și noi. O zi bună și voie bună! Am ajuns și la final. Acesta a fost Agromagazinul de astăzi și sper că v-a plăcut întâlnirea noastră. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!